Șefa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Margareta Iseilă, va fi retrogradată pe o funcție de conducere la nivel inferior ca urmare a unor nereguli depistate în funcționarea instituției. O echipă de control a Consiliului Județean Suceava a descoperit recent la DGASPC Suceava o sumedenie de nereguli pe linie de achiziții publice, investiții și de natură juridică. În urma acestui control, Margareta Iseilă a solicitat, printr-o adresă scrisă, mutarea definitivă de pe funcția de director executiv pe o funcție de conducere de nivel inferior. În cererea adresată Consiliului Județean, Margareta Iseilă invocă tocmai aceste disfuncționalități din cadrul instituției și apreciază că ar fi mai utilă instituției din poziția de director executiv adjunct. Funcția de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ar urma să fie preluată de economistul Dan Ionuța Domniței. Proiectul de hotărâre prin care acesta urmează să fie numit în noua funcție va fi supus aprobării în ședința de săptămâna viitoare a Consiliului Județean. Viitorul șef al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Dan Ionuța Domniței, are 34 de ani, este de profesie economist, iar în momentul de față este șef al Serviciului Proiecte, Parteneriate, Investiții și Recepții Lucrări din cadrul instituției. A Domniței va ocupa funcția de director până la organizarea unui concurs pentru acest post, dar nu mai mult de 6 luni. El ar urma să preia noua funcție începând cu data de 1 mai.